De săptămâna trecută, elevii din cadrul gimnazial și liceenii au început susținerea tezelor aferente acestui an școlar. Tezele se pot susține până în data de 23 decembrie și apoi, după vacanța de iarnă, în perioada 3 și 14 ianuarie. Ținând cont de condițiile dificile în care s-a derulat începutul anului de învățământ cu cursuri online, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara recomandă în continuare flexibilitate în ceea ce privește subiectele de la teze. În plus, chiar dacă în prezent rata infectării cu COVID-19 este în scădere, profesorul Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, reamintește că, în conformitate cu dispozițiile ministeriale, elevii care din cauze medicale nu pot susține tezele în timpul primului semestru, le vor putea da fără probleme în cursul celui de-al doilea și abia după aceea li se vor încheia mediile. Suntem în perioada tezelor și, așa cum vă spuneam, ne bucurăm pentru că suntem față în față și nu se mai pune o problemă din punctul ăsta de vedere al tezelor. Sigur că, așa cum a spus și ministerul și așa cum se știe, o știm și noi, este o perioadă în care activitatea este febrilă, tezele și subiectele pentru teze recomandă să fie cât se poate de flexibile, pentru că teza, așa cum știm, balansează foarte mult media la finalul semestrului. În situațiile în care avem copii bolnavi și nu pot să se prezinte la teză din motivele clare, cunoscute, atunci teza se reprogramează. Deci niciun elev nu va rămâne fără teză. În acest an școlar, din cauza situației pandemice, numărul de teze a fost redus. Astfel, pentru elevii de clasele 5-8 vor fi 2 teze și nu 3, cum era în mod obișnuit, în vreme ce liceenii vor avea 3 teze în loc de 4.